Am muncit foarte bine, m-am pregătit, mi-am dorit nespus de mult, dar asta este. Asta este sportul. Neatenție m-a costat acest lucru, chiar și o medalie europeană. Georgiana Filip a urcat pe cele mai importante podiumuri naționale și internaționale, având un palmares bogat format din titluri de campioană națională, dar și de vicecampioană europeană. Georgiana Filip a încercat să continue performanța ca sportivă, dar să scrie și rezultate notabile ca antrenor, continuându-și visul printre elevii săi. În calitate de sportivă a participat de curând la campionatele europene de lupte libere senior desfășurate în localitatea Vanta din Finlanda, care a reunit participanții din circa 40 de țări europene. Deși a plecat de acasă cu gândul să cucerească o medalie dintre cele puse în joc, dâmbovințeanca a picat primul test al competiției susținut cu britanica Olga Batkevici la categoria 60 de kilograme. Nici Adina Popescu la categoria 69 de kilograme nu a reușit să-și lase amprenta pe salteaua internațională, pierzând în primul tur în fața rusoaicei Natalia Vorobeva, iar în calificări în fața Alinei Fonken, o sportivă din Germania. Printr-o neșansă, spun eu, n-am reușit să mă apropii de podium, cu toate că se putea, am pierdut în sferturi de la Marea Britanie, de naționalitate ucrainiană. Pe parcurs s-au transferat în Marea Britanie cu performanțe destul de bune. Nu știu, la începutul meciului am simțit că nu o să am nicio problemă cu acea adversară, dar un moment de neatenție m-a costat acest lucru, chiar și o medalie europeană. Acum Georgiana Filip vrea să-și îndrepte atenția și să își dedice tot timpul pentru pregătirea copiilor care vor duce mai departe performanțele înregistrate de ea. Deocamdată sunt așa puțin într-un minus, acum trebuie, vă dați seama, m-am pregătit la lotul național. Pentru mine urmează o muncă grea, vreau să mă axez foarte mult pe antrenorat acum, să-mi acord tot timpul necesar. E foarte greu să le îmbin pe amândouă, și antrenorat și sportul de performanță. Spun eu că asta m-a încurcat pe ambele părți să le fac la cote maxime. Și la una din ele trebuia să renunț ca să fac exact ceea ce trebuie. În calitate de antrenor, consideră că cheia succesului constă în munca depusă de sportiv și în orele de antrenament efectuate de acesta. Prin muncă și dorință, nu are cum să nu iasă.